De departe, cea mai tentantă ofertă de muncă vine din partea Spaniei, care pune la bătaie numai puțin de 801 locuri vacante pentru cei care au mai lucrat ca și masări, dar și pentru cei interesați să muncească în agricultură. Și Portugalia caută muncitori necalificați în agricultură, peste 400 la număr. Așadar, giurgiuvenii care vor să câștige mai bine decât în țara natală și au cunoștințe în limba engleză, spaniolă sau portugheză, își pot depune CV-ul pentru un loc de muncă liber în domeniul agriculturii. Mai exact, la cules de zmeură, job pentru care nu este obligatorie o calificare anume. În schimb, cu pretenții ceva mai mari, vine Marea Britanie, recunoscută pentru oferta bogată a locurilor de muncă, dar mai ales pentru salariile cu care își răsplătește angajații. În total sunt 330 de posturi vacante pentru meseriile de îngrijitor, persoane vârstnice, infirmieri, asistenți medicali, bucătari și de ajutor de bucătar. Angajatorii de aici le cer aspiranților să dețină cunoștințe în limba engleză. În același timp, tot în această perioadă, Republica Cehă le oferă românilor șansa de a lucra cu acte în regulă pe teritoriul lor. Sunt puse la dispoziție aproape 200 de posturi pentru lucrători în prelucrarea lemnului, în producție, în asamblarea aparatelor de aer condiționat, analiști IT și șoferi în transportul internațional de marfă. Germania oferă la rândul său circa 108 posturi pentru asistenții medical generaliști, agenți de pază, tehnician în sistemele de securitate. De asemenea, se mai caută și operatori pentru mașini și centrale, opticieni, mecatroniști, asamblori, lucrători în producție, operatori mașini și instalații optice, tehnicieni în fizica de laborator, electricieni, mecanici, bucătari, meserii pentru care este obligatoriu cunoștințe bune în limba germană. Suedia pune la bătaie 92 de posturi pentru meseriile de vopsitor și mecanici auto, femei de serviciu, tinichigi auto, arhitecți în sistemele software, ingineri, programatori și specialiști în rețeaua IT. Ungaria le oferă posibilitatea celor care au mai lucrat ca și operatori în ansamblarea panourilor electrice să muncească pe acest teritoriu. Sunt oferite 50 de posturi, însă condiția esențială este aceea de a cunoaște limba maghiară. Polonia oferă 6 posturi de lăcătuși și sudori, montatori în acoperișuri, iar Belgia oferă un singur post valabil pentru proiectanții în construcțiile metalice. Informații suplimentare se pot obține de la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu sau direct la sediul AGFM Giurgiu din municipiu.